Ai văzut? Dar ce galbenă! Să rămână! Bine ați venit! Cum te simți așa mai obosit? Cum îți dau câte o fată să te bage într-o mată? Cum te văd așa, zic, băi, ăsta micul e obosit, bagă-i ceva așa de... E ca o perfuzie. Bagă-i cherosen așa, puțin. Fără accent. Da. Marian, trebuie să asculți, în primul rând, sigur, ea va avea câteva întrebări, dar trebuie să înțelegi că existența Bianca este marcată de câteva evenimente cu siguranță teribile, unul dintre ele fiind chiar decesul în circunstanțe de-a dreptul dureroase al tatălui ei, lucru peste care ea nu a trecut și nici astăzi nu l-ar ierta, cum, pentru că în viața ei tatăl putea să fie mult mai mult sau cât a fost, n-a fost bine cum a fost. Da, probabil că a avut o moarte violentă pentru că apar aici niște elemente de metal foarte puternice. Adică? Pe stâlpul tatălui, dacă ne uităm foarte atent, ea a avut între 21 și 31 de ani, a avut-o și va avea în continuare parte de foarte multă agresivitate, să zicem așa. Ea? Da, e un stâlp agresiv. Singura problemă râde. Cu ea... Vezi că omul zice, când le zice aia se întâmplă. Singurul lucru problematic cu ea este că singurul lucru bun este că are voință foarte mare. Deci ce își pune în cap aia face? Poate să stea 8-10, își fac zid în fața ei, nu pot să oprească, e de neoprit. Singurul lucru care îi l-aș recomanda, se spune că anul ăsta banii ei vin de la depărtare. Deci trebuie să meargă departe de casă ca să facă bani. De unde îți vin banii, domnișoară? Așa se spune. Am banii mei, nu vin de la deportare. Nu. Nu-ți vin banii de la... Adică zice că Sherpy, care dumneavoastră sunteți un șarpe frumos, cum știe toată lumea, se vede. Sherpy anul acesta n-au un an bun deloc. Iar activitățile se spun că anul acesta, fiind dușmanul tău, te pot pune să intri în conflict cam cu toată lumea. Posibil, asta e adevărat. Și atunci... Se spune, domnule, dacă tu vrei să-ți faci prosperitate, trebuie să pleci departe de casă ca să-ți găsești prosperitatea și liniștea. Nu voi pleca. Nu vei pleca, foarte bine, nu e o problemă. Treaba ta. Nu plec, rămâne aici la București. Ah. Sau depinde că tu acum ai venit către București, deci tu ai plecat de undeva. Exact, da. Stai, mă, că ea nu spune. Corect. Tu de când ești în București, măi, domniță? Mă, cred că trec pe a treia săptămână. Așa, bun. Și de unde stăteai până acum? La Oradea. A, brav! Da, deci tocmai uitează să răspune că asta s-a întâmplat. Dar am stat la Brașov 3 ani. Bravo! Păi da, acum ți-ai schimbat. Și ai plecat de acolo și ai venit. De ce ai dreptate, omul? Ai venit în coace ca să schimbi? Păi vezi? E depărtare fața de Oradea sau de Brașov? Da, este. Deci, revenind, această, cu toate că are această voință de fier, are două stele care nu ajută absolut deloc. Absolut deloc. Una este o stea de dragoste care zice că o blochează de câte ori vrea să-și facă o relație. Vine steaua asta și o trage înapoi. Bine că nu vine de la Dinamo, că ea se împleiau. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate ne întoarcem, mai ales că avem și mici probleme ca să ne auzim mai bine. E de în seria Bunicuțo. De ce ai zodiacul așa de mare? Ca să te înțeleg mai bine. Da. Bianca Pop recunoaște în pauzele de publicitate că Marian Golea le zice bine. Prin urmare, mai vedem la domnișoara? Deci, la depărtare, deci, adică vine încoace venind de la depărtare. Mai departe? Deci pare o tipă foarte slabă de departe. Știi așa, la prima înfățișare este un cal de la care îți dă o copită în cap de nu știi cum te cheamă. Ce bine ai spus. Când te lovește, nici nu știi de ce te lovește. Am putea să-i spunem, deci că anul acesta, deci eu insist, anul acesta, poate că până acum nu s-a lovit de ele, de lucrurile rele. Dar, ea fiind pe steaua 7, steaua pierderilor, asta însemnând că trebuie să aibă grijă seara când merge acasă. Trebuie să aibă grijă când conduce. Nu conduc. Foarte bine. Nu am permis. Cel mai bine. Dacă ar fi după mine... Depinde cine o conduce, nu? N-ar trebui să stea în preajma cuțitelor. Că poate să se taie un pic la mână. Am multe cuțite.
Sper că nu acum. Nu, nu, acum nu cred că te sacrificăm mult. Direct. Da, da, revenind la asta, are două elemente lipsă. Vedeți elementul ăsta de păbânt la ea, cum s-a îmbrăcat în seara asta, este foarte, foarte bun. Foarte bun. Înseamnă că îi dă putere multă. Totdeauna când se îmbracă în culori de pământ, care sunt marouri, e adevărat că sunt culori de bătrâni, zicem noi, dar galbenul este extraordinar. Se poartă acum neoane de-astea nenorociri, de culori tari. Nu numai asta, dar ce îi face acest galben, o face să fie în control și să dea ordine. Deci are, adică ce-i trece aia, dacă zice făcutare, făcutare. Da, bine, ordine dau în fiecare zi. Dar nu ne e clar cine le ascultă, că ea deocamdată n-are o relație foarte, nu știu exact cine ascultă. Am, dar nu spun am. Am. Deci, așa, deci. Are o mică tendință de a nu termina lucrurile pe care le începe. Deci le lasă în, adică poate să vină cu un lucru care îi place și îl lasă în mijloc. Așa e? Eu zic, dacă totuși, taci așa e, spune-o că da, eu zic totuși că deși e atât de ispită, să spunem, să folosim un cuvânt, da, a avut parte de trădări și a fost trădat. Adică n-a fost viața n-a fost cu ceteraș, cum se spune. Da. Așa că o să-i i-am spus în pauză, există o... Asta ești tu. Ia, aia ești tu. Da. Greu de înțeles, da. Păi sta. Mă ajut. Da. Așa, mai departe. Ce-i mai zici, fete? Vreau să spun că de când s-a născut a avut două stele proaste. Deci de când... Adică nu astăzi, că m-am văzut... Una care o știi și tu. Una. Nu de astăzi că am văzut-o aici, ci de când s-a născut. Iar putem să spunem chiar că în afară de perioada copilăriei, când era foarte copil, când a fost altceva, în rest a avut parcă să se lupte cu viața. Numai lupte cu viața a dat. Nefericirea este că și de la 31 de ani intră pe un stâmp mai puternic de justițiar, ceea ce o va face să fie mai să aleagă și să-și impună voința mai rău. Adică nu va, dacă până acum mai închidea un ochi, o chestie, de atunci va fi dură. Dar poți să te contrazic puțin în cele tare că fac asta? Da. Dură sunt deja de două săptămâni, foarte dură. De două săptămâni? Da, am motivele mele, nu vreau să spun. Nu, foarte dar bine. Dar sunt așa cum spuneți dumneavoastră. Deci domn președinte, dar de căsătorii se căsătorește în curând? Bracă rochia? Poate să se căsătorească dacă își dorește. Când? Când? Când o să schimbe atitudinea. Să nu mai fie dură. Gata, adică la ce vă referiți? Adică... De exemplu, tu crezi numai în puterea ta. Păi nu am nevoie de nimeni, clar. Deși am foarte multe persoane în spate, dar nu am nevoie de cineva ca să fac ceva anume. Nu, dar se spune așa că dacă pentru o perioadă mai lungă de timp ai făcut numai ce ai vrut tu. Și voi face toată viața. Și uneori, problema, așa? Și uneori nu-ți ies lucrurile cum trebuie. E normal. Păi atunci trebuie să schimbi ceva. Nu, că sunt foarte încăpățânată. Deci nu o să te măriți, ne-am liniștit. Niciodată. Bani? O să aibă bani? Nu pot să zic că se va scălda în bani. În bani nu se va scălda. Nu cred. Dacă nu crezi, aici te contrazic. Bă, vrei să spun ceva? Jumătate de întreabă e rezolvat. Ea vrea. Ea vrea, da. După aia da. Mai vedem cum e. E bine, e deci, bine. Deci, între 31 și 36 de ani are un stâlp în care poate să facă bani. Da? Dar nu... Mulți. Să rupă ușile. Problema mai bună, mai, din punct de vedere financiar, este între 41 și 46 de ani. Rămân babă bătrână, nu? Păi dacă nu vrei să te potolești. Dar, de ce să mă potolesc? Dacă, știi cum e? Dacă mă simt bine așa, dacă mi-e bine așa, rămân așa. Sigur că dacă da. Am să simt, am să fac ceva, dacă nu, nu-mi pasă, că nu mă interesează. Mi-e foarte corect. Bine așa și nu-mi pasă. Adevărul este că eu întotdeauna le spun oamenilor că e bine să facă orice, dar să fie fericiți. Dar o relație sigur își dorește. Cum ar trebui să arate bărbatul din viața? Adică ce ar trebui? Da. Bine, are o relație acum. Da, când am întrebat-o de relație, a dat-o în Dodi, adică da, vorbește... Da. Nu știm exact. Da, da. Sunt foarte bun prieteni. Da.
ei ar trebui, de fapt, un, se spune, un bivol. Am un bivol, un tower. Pe una e, deci, în ce an e născut? Ca să spunem noi ce exact. Nu, ideea este, păi, din ce punct de vedere e tower, adică... Cred că cam ca și mine. Una mai mare sau una mai mică? Ce an? Nu știu. Da, auzi, nu știu că îl iubește, dar nu știu dacă e cu un an mai mare sau cu un an mai mic. Anyway, da, adică dacă e cu un an mai mare, înseamnă că se spune că poate este gemeni. Nu știu ce. Ce an? Anul de naștere. Dar spune că zi anul de naștere, că e ce an de naștere. În ce an ești născută tu? Eu în 89. Și în 89, el e în 88. Deci dacă e în 88, e dragon și atunci există o legătură spirituală cu tine. Ai, e bun, da. Dacă este cu un an mai mic, atunci Nu este cu un an mai mic. Nu, mai mare. Da, cred. Nu știu, o să sunt după să sună la cu. Nu știu exact, un an, doi, dacă e mai mic, dacă e mai mare. Că nu știu, că nu am discutat chestii de genul. Deci dacă e dragon, face lucruri nebunești. Face, așa e. E dragon. Da. Chiar dacă este un an mai mic, face lucruri nebunești. Adică... E dragon. El e, da, e. Poate să facă lucruri nebunești. Și ce mai face? Dragon, ai spus că este în luna... Iunie, ca iunie. Și mine, da. Dragon, este foarte puternic, are calul ăla. Este foarte puternic. Poate să o ia razna. Păi o ia în fiecare zi. Deci dacă este în 88, are altă problemă. Are steaua împăratului, deci el e mai, aș putea zice, un pic mai puternic decât tine. Păi e și împărat și regele, are toate el. Am înțeles. Deci, asta a fost o dedicație, am înțeles. Mai avem ceva să spunem de sănătate? Ultimele 30 secunde. Vreo belea, ceva? Dacă ar fi să mă îngrijorez de sănătate, ar fi undeva pe la 46 de ani. Nu mai cum. Mie mi-ajung și 50 de ani să trăiesc. Dacă trăiește fata bine, e visul ei. Eu vreau să trăiesc puțin și bine. Chiar nu vreau să ajung la bătrânețe, așa, sincer. Deci nu contează cantitatea, calitatea. Clar. Doamnelor și domnilor...